Rusia își va consolida capacitățile nucleare strategice care reacție la sistemele antirachete instalate de Statele Unite în Europa de Est, avertizează președintele Vladimir Putin, precizând că armata rusă a dezvoltat armament care poate distruge orice instalație antibalistică. Rusia va lua măsuri de retorsiune în sensul consolidării capacităților forțelor nucleare. De asemenea, vom dezvolta propriile sisteme antirachetă. Am spus de la început că vom dezvolta sisteme de atac pentru distrugerea oricăror instalații antibalistice, a declarat Vladimir Putin marți. Potrivit liderului rus, pretextele conform cărora sistemele antirachetă din Europa de Est ar viza amenințările balistice din partea Iranului și a Coreei de Nord ascund adevăratele intenții ale Statelor Unite de a dobândi superioritate militară.